Indicele robor la trei luni în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei a crescut până la nivelul de 2,22%, cel mai mare din 2014 până în prezent. Nivelul de 2,22% atins marți este cel mai mare din 27 octombrie 2014, când a atins nivelul de 2,33%. Indicele robor la 6 luni a rămas marți la același nivel de 2,35%, cel mai mare nivel din 3 noiembrie 2014. Robor este rata media a dobânzii pentru creditele în lei acordate pe piața interbancară, iar creșterea acestui indicator va duce la un avans al ratelor în cazul creditelor în lei. Tot mai mulți români nu -și mai pot plăti ratele la banca Salariații ar putea primi de la angajatori în fiecare lună tichete pentru sport și tichete culturale, potrivit unui proiect de act normativ adoptat tacit în Senat. Angajații ar putea să folosească tichetele pentru a se duce în centre de fitness sau pentru a-și cumpăra echipamente, dar și pentru a se duce la concerte sau a-și cumpăra cărți, muzică și filme. Prin intermediul proiectului, parlamentarii vor practic să reunească într-o singură lege toate biletele de valoare pe care angajatorii pot să le acorde propriilor salariați. Astfel, pe lângă tichetele de masă, tichetele de cadou, tichetele de creșă și vouchere de vacanță. Ce există în prezent, vor apărea tichete pentru sport și tichete culturale. Referitor la acestea, din urmă, vor avea o valoare lunară de maximum 150 de lei. Votul final va fi dat de deputați. Firmele scot la concurs aproape 5000 de locuri de muncă în industria IT, cei mai căutați fiind programatorii, managerii de proiect și web designerii. Cele mai multe oferte de joburi pentru specialiști în IT sunt în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Brașov și Sibiu. Companiile din străinătate vin de asemenea cu o ofertă variată de joburi și sunt interesate să angajeze persoane cu experiență, vorbitori de engleză, germană sau franceză care să lucreze în țări precum Germania, Marea Britanie, Olanda, Belgia, Franța, Spania, Polonia sau Malta, cu salarii în ce încep de la 3000 4.000 de euro pentru cei cu experiență în PHP și 4.500 de euro pentru cunoscătorii limbajului Java, respectiv un mediu de lucru dinamic și multicultural, ofertele acestor companii devin tot mai atractive pentru tinerii programatori români. Taxele încasate de către stat de la posesorii de autoturisme și motociclete ar putea scădea considerabil, în special în cazul vehiculelor cu o capacitate cilindrică mare. Reducerea impozitelor auto este propusă printr-un proiect de act normativ înregistrat de curând la Senat pentru dezbatere. Astfel, inițiatorii sunt de părere că scăderea nivelului impozitării mașinilor îi va convinge pe români să nu mai apeleze la soluțiile alternative de matriculare. Un plus va fi și pentru perspectiva asigurărilor de mașini, întrucât procesul de recuperare a daunelor e mult mai dificil când sunt implicate autoturisme turisme care nu sunt înmatriculate la noi Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul, considerat cel mai important indicator al consumului populației, a încetinit în a 10-a luna acestui an, înregistrând un avans de 13,6% față de octombrie 2016. Ritm scăzut față de cel înregistrat în luna precedentă arată date publicate de INSE. În septembrie, cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 13,7% față de septembrie 2016, după un avans de 15,9% în august. Vânzările de carburanță au urcat cu 13,6% față de octombrie 2016, iar cele de alimente, băuturi și tutun cu 8,3%.